Salutare Arena IT! Astăzi vă prezint un telefon de la Allview, numit Allview A4All. Este un telefon micuț, dar drăguț, a cărui public țintă este dat de acele persoane care vor să treacă pe Android, din câte îmi dau seama, pentru că nu are o configurație foarte performantă, însă prețul este bun, undeva la 300 de RON. Are un procesor de 1 GHz, 512 MB de memorie RAM, suportă carduri microSD de până la 32 de GB și are Android 2.3. Iar pe spate are o cameră de 3,2 megapixeli și pe față una VGA. Ok, telefonul se mișcă neașteptat de bine. Este optimizat și se mișcă binișor. Este dual SIM, ceea ce îți permite să pui în al doilea SIM un SIM de date, de exemplu, cum am făcut eu. Este vorba despre un SIM de la RDS, Diginet Mobil. Și pe primul SIM un SIM de voce. Sau poți să pui două SIM-uri de voce, nicio problemă. Fiind un telefon low cost, nu m-aș fi așteptat să se miște atât de bine. Chiar se mișcă extrem de bine. Putem să încercăm și un filmuleț pe YouTube. Și o să vedeți că neașteptat de bine se mișcă. Este chiar pe HD. Se mișcă foarte, foarte bine. Filmulețele nu se cadează. You didn't have to worry about a newsfeed full of farm animals. You were busy feeding wild animals. Ok, dacă vorbim un pic despre ecran. Ecranul m-aș aștepta să fie slăbuț, foarte slăbuț. Pentru că eu cred că acest telefon concurează cu Galaxy Mini, Samsung Galaxy Mini. Însă să știți că este un pic mai bun ca la Samsung. Eu am avut un Galaxy Mini. A fost printre primele mele telefoane cu Android. Iar ecranul se vedea mult mai rău decât la acesta. Acesta se vede chiar binișor. Este un ecran de 3.55 cu rezoluție 480x320 pixeli, care se vede decent. Ce pot să vă mai spun? Telefonul vom da ca premiu, așa că puteți să-l testați și voi. Mă rog, fericitul câștigător. Și să ne spuneți mai multe despre el. Și este un Android în toată regula. Atât că are un ecran mai mic, performanțe scăzute, însă merge foarte bine pentru ceea ce este proiectat. Chiar foarte bine. Bateria, ca să nu uit, era să uit de baterie. Deci telefonul acesta stă în standby de o săptămână. Ok, a stat în standby. Între timp l-am mai butonat foarte puțin. Dacă e să-l folosești intens, te va ține o zi sigur. Dacă îl folosești puțin, te va ține două zile. Iar în standby, v-am spus, până la o săptămână, eu l-am uitat pe un birou și am crezut că este descărcat, însă încă merge. Având în vedere că a fost tot timpul conectat la internet și cu un SIM de 3G în el, eu zic că e ceva bun. Bine. Mai multe despre concurs în articol și ne vedem data viitoare. Internetul merge bine, ca să nu trecem și de asta. De exemplu, site-ul Arena IT se încarcă foarte bine. Se vede bine, scrisul este lizibil. Telefonul știe și multitouch. Că am exagerat un pic cu zoom-ul. Ce să vă spun? E un telefon bun. Bunicel. Și ieftin. Ok? Ne vedem data viitoare, eh?